Așa de astăzi am avut un parcurs să spunem bun venit și v-ați venit din Craiova și un succes și un metroșan. Săptămâna viitoare vom afla și desfășurătorul jocurilor din cadrul play-out-ului. Vor fi 3 jocuri la metroșan și 3 jocuri în deplasare. Cum să mă interesez sus dacă merge, dacă e ok? Ei, am început eu. Ah, bun. Bun. Zi. Ce mai vrei să zici? Vreau să întreb președintele, fost președinte de la Daniela Cărătă. Și fac semn cu mâna, când îți dă Teddy ok-ul. Că pot să intru și acum. Așadar, bun găsit iubitorilor de fotbal, suntem din nou în direct la ultima etapă, cea cu numărul 18 în cadrul seria 7 a Ligii a 3-a. Aici la Petroșan, pe Petre Libardi, stadionul care în urmă cu 2 ani a aniversat 40 de ani de existență, un stadion construit în 1982, în care au evoluat de-a lungul timpului mari fotbaliști ai țării. Iată, acum ne raportăm la Liga a 3-a. Așadar, spuneam, etapa cu numărul 18, ultima în cadrul campionatului regular. Toate partidele celor 100 de echipe aflate în Liga 3 în România se dispută de la aceeași oră. De asemenea, din când în când o să-l avem la microfon și pe invitatul meu special, mi-e drag întotdeauna cu el, am avut și un eveniment legat de Minerul Lupen, 100 de ani, splendidă manifestarea de acolo. Lângă mine se va afla din timp în timp și prietenul și colaboratorul de 10 de ani, Nicu Gavra, cel a cărui voce o cunoașteți de pe posturile naționale de radio, mai ales pentru iubitorii de fotbal, din transmisiile de-a lungul anilor făcute pentru Liga Secundă. Revenim aici la meci, haideți să vă prezint și garnitura de astăzi a partidei. În echipament albastru, formația oaspete, pregătită de un fost cunoscut jucător al echipei craiovene, Daniel Mogoșanu. Acum nu știm a cărei echipe craiovene, o echipe craioveană, care a jucat sub nume de Universitatea. În poartă este Măluțan. Jiul în atac, o minge trimisă bine de tot, dar paralel cu linia porții. Așadar, din ceilalți jucători, Pancu, Mario Balaș, Bușe, Aia Nițu, Cirpici, capitanul echipei, Patrick Rădulescu, Chifa, Vancea, Ninaci și Găină. Jiul Petroșan cu Flavius Boroncoi, antrenor principal, Damian Militaru, secund, joacă în poartă cu Mario Popescu, apoi Asi, Pătlăgică, June, Giangălă, Baciabi, Andy Stancu, Bala, Pencea, Covaci și Torcoș, o echipă oarecum aș spune improvizată, pentru că sunt vreo câțiva titulari, e vorba de Velici, o mai veche accidentare, apoi alt atacant de care Jiu avea mare nevoie, Lupules și el accidentat, Gașpar și el accidentat, Ciubotariu accidentat, iată patru titulari, aș spune, care nu sunt în teren din aceste motive medicale. La fel, capitanul obișnuit al Jiului, jucătorul Remus Sandu, a fost lăsat pe bancă tot din motive medicale și probabil va fi introdus dacă se impune. Am trecut în minutul 3 al partidei, este evident 0-0. Am avut o fază în care Jiu părea ceva mai hotărâtă. Cei doi antrenori, Boroncoi la gazde, echipat în roșu, în măsura în care îl vedeți. Astăzi avem o transmisiune oarecum mai specială, realizată cu două camere. Încercăm să progresăm și noi, să urcăm într-o altă divizie, într-o altă ligă. Și poate din toamnă vom avea și astfel surprize. Deocamdată am îmbunătățit datorită echipei tehnice pe care o avem aici. Ea spune aici pe regizorul de transmisie, Teddy Buzgar, pe
cameramanul Gabi Garido Popescu, am îmbunătățit cât de cât transmisiunea, avem și grafică pe transmisie cu echipele și tot ceea ce putem realiza la acest nivel. De asemenea, din start sau din când în când, pentru că au fost reproșuri, îmi cer scuze pentru eventualele inadvertențe tehnice, netul, noi transmitem prin internet și netul ne mai joacă feste și atunci sigur că apar probleme legate fie de sunet, fie de imagine, dar important este că se rețineți că noi facem toate eforturile ca lucrurile să meargă într-o direcție bună în acest sens. Încă o dată repet, nu depinde de noi calitatea câteodată. Frumoasă această cursă a lui Kovaci pe partea dreaptă, micuțul Răzvan Kovaci, liliputanul Răzvan Kovaci încearcă o centrală de jucată, însă de apărătorii lui Club Sportiv Universitatea 2 Craiova. Este a doua echipă cum o cunoșteau suporterii echipa Olguței Vasilescu, bine, nu e așa, e echipa lui Mihai Rotaru, de fapt, cel care are echipă în prima ligă și, la fel ca și celălalt sponsor craiovean, Adrian Mititeu, are și el FCU 2 Craiova în Liga 3, care joacă de asemenea cu Jiu. Cam astea au fost, să zic, detaliile de start, la care vreau să adaug și arbitrii, o brigadă din București astăzi, cu Ilie Nuț la centru, Daniel Călin și Cătălin Țuțuianu la cele două linii, în timp ce observatorii partidei sunt pentru arbitrii Silviu Mocanu din Arad și pentru joc Daniel Băloi din Târgu Jiu. Nicu Gavra, zici și tu ceva? Da, mulțumesc, Genu, pentru invitația ta. Trebuie să țin cont de faptul că am venit scaunul, la... Scaunul. Da? Da, da. Aproape de tine. A, așa. Da? Am venit, suntem într-un maraton fotbalistic, da, azi. Da? Am fost la Lupeni și îi felicit și eu pe cei de acolo pentru inițiativa de aniversa 100 de ani de fotbal la Lupeni. Oficial. Oficial, da. Și toată manifestarea de acolo a făcut bine pentru că, iată, Lupenul se luptă pentru a ajunge să dea Dumnezeu. La nivelul Jiului. La nivelul Jiului și Jiul să rămână în... La un nivel mai... Deocamdată în Liga 3, da? Și anul viitor o să fie altfel. Am venit special, este a doua partidă pe care o văd în acest final de sezon regular aici la Petroșani. Cred că astăzi, dacă lucrurile merg bine, formația din Valea Jiului trebuie să câștige și cred că va câștiga pentru că este în creștere, iar Flavius Boruncăi, odată venit aici la Petroșani, spunea și în declarația pe care am preluat-o în urmă cu două săptămâni când a jucat cu CSM Deva, spunea că va face lucruri bune atâta timp cât va rămâne aici și pentru că există o echipă, nu numai cea din teren, ci o echipă în jurul formației de aici din Petroșani, o echipă care strânge rândurile să facă lucruri bune. Și pentru că este aproape de noi aici, o să spun un lucru foarte, foarte important, că și autoritatea locală este alături de echipă. Da, principalul sponsor, ca să spun așa, față de alte orașe unde alături de autoritățile locale mai vin și private, de ei până acum lucrurile stau doar la mâna administrației locale, ceea ce este o nota bene. Revenim la meci și trebuie să spun că la Jiul Petroșani sunt astăzi patru absențe importante, să sperăm că nu se vor resimți chiar atât. E vorba de atacanții Lupuleț și Velici, acesta din urmă absent mai de multă, de mai multă vreme. De asemenea, Ciubotariu nu joacă astăzi și Ramon Gașpar, toți accidentați, cu probleme medicale. E un handicap care s-ar putea resimți în anumite perioade ale partidei, dar dincolo, în contrapunct, să zic așa, CSU 2 Craiova vine cu foarte mulți jucători născuți, nu cu foarte mulți, cu toți jucătorii născuți după 2005, cel mai bătrân fiind născut în 2005. Da, este vorba de... Cirpici, capitanul echipei. Capitanul echipei și avem un 2008, dacă nu mă înșel eu, da, e vorba de jucătorul cu numărul 9. 16 ani, neîmpliniți are. Da, Ninaci, uite, vezi că odată... Ninaci, numărul 9, are 16 ani. A dat credibilitate și tinere generație, că tot ne plăce... Da, bine, la Craiova e o, să spun așa, o nouă emulație neapărat, o tradiție, ca să... Ale. Cât jucători, să nu uităm, anii 80 jucători a scos, doar... Dolju. Și la noi, în județ, a fost tradiție într-o vreme și încercam să scoatem în evidență. Așa este. Tânăra generație, poate cine știe în viitor, dar, cum spun, mă bucur pentru faptul că am văzut inițiative și la echipele din Valea Jiului și la echipele din partea de centru nord a județului și eu sper că odată și odată lucrurile se arată bine în fotbalul unedurean, așa cum a fost
în urmă cu câțiva ani de zile. Nu o să laud, o să spun doar că președintele Asociației Județene de Fotbal, Cristian Petrean, încearcă prin tot ceea ce face să promoveze tânăra generație, tinerii fotbaliști, iar acțiunea pe care l-a făcut, ați avut chiar și aici la Petroșani în urmă cu o săptămână, o întâlnire cu micii fotbaliști, încearcă să facă structuri în care se evolueze juniorii U17, U15 sau U19, cum se întâmplă acum la echipele de Liga a 4-a. Da, și chiar Jiul are în intenție în acest an să continue tradiția competiției fotbal în familie, joacă mămici cu mămici, cu tătici și de asemenea se prefigurează, se va stabili cât de curând, aniversarea a 50 de ani de la câștigarea Cupei României. E un eveniment, un moment foarte important, este marea performanță a echipei. S-a întâmplat în 1974 și totodată anul acesta echipa împlinește 105 ani de existență. Da, lucru frumoase și ne amintim de aceste centenare, ca să zic așa, 100 de ani. Am fost și la Corvinu, o astfel de aniversare la Brada am avut. Am avut la Hațeg o altă aniversare, uite acum la Lupe. Eu zic că încet, încet, istoria fotbalului ajută contemporaneitatea. Trebuie să spun așa. Sigur. Descrisă de formațiile care evoluează acum în campionate. Da, revenim la întâlnirea de aici, de la DP Petre Ibard, iată până și numele este, nu, dat de un exponent al fotbalului, un nume exponențial al fotbalului. Iată, minutul 10, arbitrul Ionuț Ilie, reamintesc, o brigadă din București arbitrează astăzi, cred a dat... Cred că pregătește un cartonaș galben. Da, un cartonaș galben pentru simulare, am impresia, nu pot să-mi dau seama, numărul 10, simulare. Cartonaș galben... June. Da. Nu am fost atent la faza respectivă. Cartonaș galben, Jiul Petroșan, numărul 10, Aurel June. Cam repede s-a luat acest cartonaș și nu știu dacă n-a fost un pic de exces de zel. Probabil. Din partea arbitrului să dai totuși în minutul 10 un galben pentru pentru simulare, nu știu dacă se impunea. Dacă era un faul dur, dacă dar să dai pentru asta în minutul 10, mă rog, este părerea și mă rog. O, da, da, iată-l pe Covaci, un jucător foarte, foarte talentat. Numărul 13, Andrei Bala, unul dintre jucătorii nou veniți anul acesta, mă rog, în sezonul ăsta de primăvară la Jiul, a fost acum la... Da, Intermecato, bravo. A fost un schimb de minge acolo cu alt jucător venit, Alin Pencea. Încearcă cei de la Jiul să iese din zona lor defensivă, schimbă cu capul bine acolo June, îngălbenitul de acum câteva clipe. Bun din nou acolo Bala. Schimbă pe Covaci, da, 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 da. Covaci care a stat foarte mult pe tușă din cauza unei accidentări la Deva în campionat, în tur, dacă bine mi-aduc aminte. Și atunci știu că a fost o problemă. Până acum, toate acțiunile pe care le-am urmărit au fost doar către poarta celor de la Craiova. Da, au încercat, au avut și ei incursiune în minutul 3, dar s-a oprit la un offside. Faza, un offside pe care l-a semnalizat Daniel, scuzați-mă, Cătălin Țuțuianu, tușierul din capital, aflat pe partea opusă transmisiei noastre. Trebuie să spunem, gazonul bun, vremea excepțională de fotbal. Interes... Sunt, așa și așa. Spectatorii în tribune. Eu da. Personal m-aș fac tătat să fie mai și fault, da. Da, da, pe un atac al Craiovei. Sper că nu scoate cartonașul galben. Nu. Are această sticluță cu vopsea albă pe care probabil vrea să marcheze locul de unde se execută lovitura liberă. Da, cel spray. O lovitură dintr-o poziție bună, dacă, mă rog, ar fi jucători cu experiența fructificării genului acesta de lovituri. Nu-mi dau seama, e mare distanța cine execută. Un craiovean. Un craiovean, dar sau un om îmbrăcat în albastru. Cu inserție albă. Să vedem. Destul de periculos, destul de periculos. 7-9. 7-8 și 9 sunt jucătorii care așteaptă. Îl avem în poartă pe Mario Popescu, cel care a dat multă siguranță la etapa aceea cu CSM Deva, au respins apărătorii jiuliști, bine, gata, s-a răcit faza, cum se spune în termenii legendari, și pentru mai multă siguranță
41, adică Mario Pancu, 17 ani, trimite spre propriul portar. Încearcă cei de la Craiova, prin Bușe, un alt jucător de 17 ani, de fapt, cred că e un pleonasm, mai spune despre acești jucători, că au 17 ani, că asta e media de vârstă. Repet, cel mai bătrân are 19 ani, aproape 19 ani, Cirpici, capitanul echipei, numărul 6 de urmărit. Desigur că unul din golgetării seriei lipsesc astăzi. E vorba de Trică Atanas, Atanas Trică. Nu joacă pentru că nu e accidentat, a jucat alaltăieri în meciul România-Italia, Under 20. Vezi, o parte din jucătorii aceștia crescuți la diferitele cluburi sunt folosiți și la echipele naționale. Și la Liga 3-a, da. Chiar dacă e... Capătă experiență. Asta este poate cea mai bună variantă, să-i lasă să joace ca să capete experiență, să aibă jocuri în picioare, că de asta se folosește și în campionatul din Liga 4-a, din județul nostru, varianta jucătorilor cruz, tineri, da. Să-i lasă să capete experiență. A trecut un sfert de oră, mi-am propus măcar la jumătate de oră sau sfert de oră să mai anunț din când în când scuze dacă sunt probleme cu transmisia pe imagine sau pe sunet, transmitem printr-un internet care... Din păcate, în ultima vreme nu este la cel mai înalt nivel de calitate și scuze dacă noi, intenția noastră e doar să putem totuși și în aceste condiții fi cât mai aproape. Transmitem astăzi cu două camere, de obicei mergem cu una, sperăm să fie cât de cât bine și nu ne mai certați prea aspru dacă sunt probleme pe YouTube sau Facebook cu transmisia. Să aibă oamenii posibilitatea să vadă, să-și dea cu părerea la final de joc și să ne critique pe noi, nu? Da, așa este. Mai ales că vorba unui telespectator care scria nu înțelege uneori de ce supărarea asta și reproșurile, când de fapt nimeni nu plătește nimic pentru această transmisie. Ea este oferită să o vadă toată lumea din Canada până în ce-ar fi lumea Fâșia Gaza, dar fără Cârcotași. Ar fi rău dacă n-ar mai fi cronica Cârcotașilor. Bine de tot este acolo tânărul Rareș Măluțan, portar de 18 ani. 17 ani și un pic. Da, e născut în 2006, nu știm luna, da? Dacă s-o cutim doar pe calendaristic, făcând scăderea din anul... de unde transmitem noi acum 2024, atâta este evident. Și iată, juliștii încearcă din nou, aglomerează uneori pe câte un spațiu îngust și uite, acum au schimbat bine, după părerea mea. Nu a fost Bala, a fost numărul 13. Bala Covaci este din nou foarte activ, foarte activ Răzvan Covaci. Cea mai interesantă pe care o folosesc. Jucător care împlinește anul acesta 21 de ani. Este și el folosit la nivelul de under, pentru că nu are încă calendaristic sau măcar legal, cum este la fotbal, vârsta în care poate fi folosit ca unul din cei, parcă doi, nu? Jucător sau trei, nici nu știu. Ești obligatoriu. Obligatoriu, da. Dar aș vrea să te întreb... Ce părere ai despre lupta în Liga 3-a? Cine ar putea să... Hai să urmărim această fază. Da, mai cam târziu ajunge Jungle la balon. În condițiile în care CSMD a căzut în ultima perioadă, a ajuns pe locul al treilea și pe semne că după rezultatul pe care îl poate înregistra astăzi, rămâne tot pe locul 3 în clasamentul seriei. Dar bag un pic bățul prin gard, că tu ești foarte apropiat de Deva. Excelent, excelent shoot. Așa cum eu, sigur, sunt foarte apropiat de fotbalul Văjului. Totuși, cum îți explici căderea asta brusc așa de vei? Nu mai este bani, cum zice unii. Da, cum zic unii, problemele financiare sunt vizibile și foarte nemulțumit jucătorii de la secția de fotbal, în primul rând, pentru faptul că... Da, au multiplicat secțiile? Da, avem și fotbal în sală, avem și fotbal feminin, nu toate sunt finanțate. Dar foarte mulți jucători de la echipa din Deva, așa cum am aflat, nu este o chestie oficială, dar am aflat și eu pe surse, că multora li s-a propus varianta reducerii
Da, varianta reducerii veniturilor salariale. Probabil că s-a schimbat și regulamentul. Unii dintre ei și-au găsit echipe, cum este cazul lui Raț, care a plecat la... Sau Crăciunesc. Sau Crăciunesc. Amândoi la Lugpeni. Și a plecat la CSM Lugoș. A, da. Deci, jucători și... Jucătorii nu mor de foame. Da, niciodată. Bine, poate că unii n-au fost de acord cu reducerea salariilor, dar datorită faptului că... conducerea clubului a luat această decizie. Mai multe secții din cadrul clubului vor avea de suferit. Să vorbim și de echipa de handbal feminin, să vorbim și de echipa de fotbal în sală și mult mai multe. Ce lansare frumoasă către June. Covaci a dat pasa June foarte bine pe partea dreaptă, dar nu la contactul cu gazonul. N-au comunicat între ei că pleacă mingea. Revin la Deva, deci problemele financiare, dar edilul șef al orașului, Florin Oacea, spunea că lucrurile se vor așeza până la alegeri. Până la sfârșitul lunii iunie. Da, băi. După care, odată cu să zicem, acele decizii ale noului Consiliu, s-ar putea ca să fie făcute noi schimbări financiare în ceea ce privește echipele. Odată cu nou sezon, cu siguranță vor fi alte salarii. Și atunci, pe cine vezi favorită la câștigarea seriei? Acea echipă, și la play-off mă refer în primul la rând. La play-off, deci Deva va intra în play-off. Va, evident. Dar cu siguranță că o surpriză tare interesantă o să facă Ghiroda. Echipa care e între două localități, că nici nu știi cum... Da. Ghiroda Giarmatavi, da. Ca să folosim tot termenul oficial. Un fel de drobeta turnul Severin, nu? În schimb, play-off-ul o să fie foarte interesant. Evoluția din play-off o să dea și echipa care se va lupta pentru meciurile acelea directe de promovare. Da. Jiu Petroșani are obligație ca să își păstreze poziția în Liga 3 și în, pe autocompetiție are 6 meciuri, cum spuneai tu, 3 afară, 3 acasă și va trebui să își adune punctele ca să se salveze de la acea zonă a nisipurilor mișcătoare, cum spunem noi. Da. Eu în general mă feresc de termenul să se salveze, pentru că numai asta să ai în cap să te salveze, să ocupe o poziție mulțumitoare la finalul sezonului, mă rog, sezonului de play-out, cum ar fi. Da, iată un foul care se anunța ca lovitură periculoasă. De câte ori îl văd pe arbitru că merge la spate? Da, ai impresia că... Caută un cartonaș. Da, dar el are de obicei la piept. Da. Acolo are șpreu paralizant la spate. Paralizează gazonul. Gazonul. Da. Să vedem, deci Jone este acolo la locul de unde se va executa lovitura. Nu știu dacă el este un specialist al loviturilor libere din această zonă. Micuțul Laurel Jone a fost internațional de juniori. Era așa, ca și statură. Da, e micuț, așa, e un fel de Messi, nu? Da, da. Bună comparație. Hai glumim și noi. L-am urmărit, cred. Minutul 22, să specificăm. Stângaș cumva? Nu pot să, după cum arată poziția acum, pare că da. Dar mai știi, poate dă una de aia cu exteriorul drept, cum dă Modric. Stângul. Foarte, foarte bine, dar foarte bine apărătorii. Da. Măluțan apără, prinde balonul, s-a accidentat un jucător al Craiovei. A fost acolo un meleu. Nu cred că a fost cineva cu intenție. Nu. În prinsăritură. Mingea s-a respins în prima fază și poate după aceea că suportarul. Nu fi doar ca cineva pe picior. Poftim? Poate că l-a călcat pe picior. Se poate și asta. Hai să vedem și rezervele de la Jiu. Tot este întreruptă partida. Portarul Erkedi, iată și la Petroșan un portar de doar 17 ani. Apoi este Lida, Iftimie, Pocioian, Gabi Turcu, Remus Sandu, capitanul de facto, nu al echipei, Marius Fage și Peia, Horațiu Peia. Acestea sunt rezervele echipei conduse de Flavius Boroncoi. De cealaltă parte, CSU 2 Craiova a venit cu... Ai un veteran acolo, Șandru. Da.
Bătrânul Șandru, ba nu, bătrânul Cirpiș, că amândoi sunt în 2005. La 18 ani au amândoi, da. Sebastian Dan Bălmuș, Șandru Vozaru Băloi, Sandu Radu și Eric Popescu, aceștia sunt rezervele echipei de la Craiova. 23 de minute, puține faze de poartă, a fost doar faza aia frumoasă. Și cu mai multe acțiuni de partea gazdelor. Ca să da, mai incisivă echipa Jiul puțin, dar undeva acolo pe final nu se brodește ceva. Lipsa unui atacant veritabil, vezi? Fiind absent și Velici, fiind absent și Bebeto Lupuleț, că așa îl cheamă, da. Tot Lupușorul vine să-i zic. Și Bebeto Lupuleț, mai greu, practic vârf, dacă stau bine să mă gândesc, îi văd pe avansați pe June și cred că Baciabi. Jone și de pe partea dreaptă vine din spate Covaci. Covaci care îi servește foarte bine. Și din nou această acțiune, să vedem cum se va termina. Reușită, dar foarte bine intervin acolo apărătorii Craiovei. Șut puternic! Bravo. Și șutul frumos. A tras bine Pencea, dar portarul Măluțan este la post, cum se spune, și a doua minge grea scoasă de acest Măluțan. Vezi, mai prinde 5 minci de asta și joacă la echipa mare. Că are unde acolo, la Craiova. Dacă nu le ia altă formație. Din nou aglomerare de jucători a Jiului. Diferite reproșuri la adresa centralului din București, Ionuț e numele de familie, am înțeles. Sacu, că Ion, care e numele de familie la Ion? Tot Ion. Un alt Ion. Da. Spectatorii din tribună văd mai bine desfășurarea fazelor. Noi, la nivelul solului, putem doar să presupunem că sunt astfel de intervenții, dar spectatorii văd mai bine decât noi. Da. Apropo de numele de familie, că glumeam așa, mai și glumim pe aici, că nu putem fi încrâncenați, poate știi că ani de zile nimeni n-a știut numele de familie al lui Răducanu, al lui Tamango, al lui Rică. E Necula. Pentru că a avut și un băiat. Necula, care a fost fundaș central la Sportul Tudențesc. De asemenea, ani de zile a existat confuzie pentru Dragu Bădin. Nu era Bădin, cum îl știm toți, în anale. E Dragu, numele de familie e Dragu, iar Bădin este numele mic. Și de asemenea, merg mai departe, pe vremea lui președintelui comunist, ultimului președinte comunist, Nicolae Ceaușescu, n-avea voie să pronunț numele lui Ceaușilă, de la Viitorul Scornicești, îi spuneau Ce Gheorghe. Pentru că... Ce Gheorghe? Și că zicea bășcălie la Ceaușilă. Că dacă e cam așa... Ciudățenii, sigur că da, dar... Și comentatorii făceau. De la acea vreme s-au descurcat. Ei, păi dă-ți seama că dacă nu se descurcau, pățeau ca Cristian Zupescu. Stăteau pe Tușev o 3 ani. Nu știu, l-ai cunoscut personal? Pe Cristian da. Zupescu, da, pe la Cristi. L-am văzut aici la tine, la... Așa este, da. Și a venit odată în vizită... La Barul Mare a fost toată. La Barul Mare, dar l-am găsit și aici la Petroșani. Tu ai niște fotografii inedite. Eu am fost cu Na Cristi Țopescu la câteva competiții internaționale de gimnastică. Exact, tu ești umblat. Da. Din punct de vedere sportiv. Un aparat. Mi-a plăcut să fiu în lumea sportului bun și dacă dă Dumnezeu să fiu sănătos, chiar ai spus și tu astăzi, o să fiu anul acesta și la Paris, la cea de-a cincea olimpiadă, la care voi încerca să fiu tot același trainic. Dar pe ce sport vei merge? Sau cum să zic? La olimpiadă eu sunt acreditat general, dar cu siguranță că voi urmări 3-4 discipline sportive, cu siguranță am înțeles. La care vom avea și pe românii, da. Sportiv. Canotajul este și gimnastica, tenisul de câmp, dacă fetele noastre vor reuși să se califice. Apropo de Cristian Țopescu, luna asta, pe 26 martie, ar fi împlinit, născut în 36,
niște ani. O vârstă, 80 de ani, da. Colega noastră, vreau să spun așa, Alina Negesc, Alexoi, este una dintre persoanele care s-a străduit să învețe multe lucruri pe care le-a predat în ghilimele Cristi Țopescu. Și pe mine m-a inspirat în primul rând, că nu puteam să învăț de la el, că nu-l aveam, dar îi savuram toate vorbele, tot comportamentul în primul rând. Și acum, ca să te laud, pentru că asta este un lucru care face mie plăcere, nu știu de unde ai tu ambiția, dar ai reușit încă o dată să dovedești că ai o statistică foarte bună, bine pusă la punct, cu acești volumi pe care le-ai scos 100 de ani de fotbal. De Minerul Pen, da. Dar am lucrat ceva la el, dar mare, cu plăcere și na, tot ce ține repede sportul, voi avem acum anul acesta, se împlin 75 de ani și la crearea Clubului Sportiv Școlar Petroșan, care are ceva performanțe la handball la nivelul lor. Da, la lupte și la... La lupte, da, exact. Mai de mult la lupte, dar în fine, mai de mult și la amal. Vorba de istorie. Uite din nou pe acest fâșneț, June. Cam ăștia doi sunt MVP-ul până acum, June și Covaci. Opa! Opa Mitică! Baciabi! Wow! 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 Baciabi! Baciabi! Ei! 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 Patru mari ocazii are Jiul în astăzi, în etapa ultima regularului, și mingea nu vrea să intre în poartă, indiferent cine trage, din ce unghi, din ce minut. 28. Da, am intrat în minutul 30 acum. Da. 30. I-am dat drumul la cronometru, nu știu, pe ecran cât avem, Sandy? 30. Tot 30, deci 3 merge pe a meu, da? Pe mâna mea, da, așa. Am vrut să fur un minut. Ai vrut să fur un minut? Da. Ai furat startul? Bun. Spune-mă ce va hotărâi arbitru. A, bine, ai altceva. După 45 e treaba lui. Nu mai mi-asum. Un cartonaș galben pe care l-a acordat, aici sunt eu cel care îi reproșez arbitrului ceva, prea repede l-a acordat. Bine că l-a stricat. A, da. Și acum un atac. Foarte bine, Mario Popescu. Excelent. Iată că și Jiu la reportar. Ce a scăpat acest... Continuă, acest Chifa Robert. Continuă acțiunea celor de la Jiu, să vedem shot blocat. Da, să cursului balonul au respins apărături și hai să nu uităm de faza asta, a scăpat ușor aici pe partea stângă Robert Chifa, dar Mario Popescu are o intervenție și văd un jucător al Jiului căzut în care nu dau seama ce s-a întâmplat. Apărător. Ca de obicei, Octavian Bebe face la post, la datorie, cu mândrie. Cred că a fost călcat pe Glednă, acolo văd că nu, de la distanța asta nu putem aprecia. Am crezut că îi scoate gheata. Dar am putea spune că este 4-1 la ocazii. Da. Pentru Jiul. Una bună și sănătoasă pe care am văzut-o. De partea lui Chifa, jucătorul de 17 ani. A speculat o greșeală a apărătorilor. Iar am făcut un pleonasm. Am zis 17 ani la Craiova, tot se spă 17. Este iertat. Da. Mai ales că ești în postul Paștelui, nu o să te critice nimeni chiar așa de tare. Deci rea jocul, cred că va fi o minge de arbitru, dacă nu. Dacă nu, o minge de piele. Încă o dată sper că ne vedem bine, dacă nu încă o dată scuze. Ce am spus? Arbitru este pentru suveran, el hotărăște faptul că balonului în joc. S-ar putea ca netul să ne mai joace câte o festă și atunci ori sunetul, ori imagine, ori ambele amândouă, ca să zic așa, nu? Tu vorbeam de pleonasme. Să înțeleagă publicul spectator că... Noi facem eforturi oricum mari de tot pentru a da calitate unui joc și în acest sens excepțional cei doi colegi de la imagine, Gabi Popescu și să spunem că Teddy Buzgar. Este într-o sâmbătă în care mulți dintre noi am putut să stăm la televizor, să ne uităm la alte competiții sportive. Da, să nu stăm, mai bine să nu stăm. Vai, ce cursă, Baciabi, camerunezul, ei. Da. Cum se spune, suntem pe ei, sau sunt juliștii pe craioviști, pe craioveni? Jiul de sus invadează Jiul de jos. Sunt două echipe care au aspectul ăsta comun. Da, a fost offside.
33 de minute, iată, s-au scurs de la începutul partidei. Jiul Petroșani de o parte și de alta, da, putem spune 4 la 1 locație. Aștept să te iei de arbitru, că la Lupenă se pute se pata pe ei. Sau numai pe ei știai. Glumesc, glumesc. Pentru că într-un meci în care totul a fost orchestrat ca să iasă frumos, spectacol, domnia sa a venit cu cartonașele lăsate acasă. Ei, s-a părut, a fost și o parodie și asta, nu o trebuie să o luăm așa. Florin Bulgalu chiar îmi bea simpatic. Tocmai de-aia glumeam și eu. Da. A rămas tot 0 la 0. E bine că orice fotbal aduce spectacol în teren și așa pășim. A fost un meci disputat și în general toată atmosfera, într-o firească atmosferă pacifistă, mai puțin și aici nu pot să ne trec cu vedere. Am încercat să dau mâna cu un oficial al AJF-ului. Nu cel pot. Mai bine să, cel mai bine să iertăm, noi să iertăm, pentru că suntem într-o perioadă în da. Care toată lumea trebuie să ierte. Nu-i mai dau numele acum, că m-a rugat că Nicu Gavra, dar urât gestul lui, mi-a întors spatele și nu pot decât, așa cum am scris într-un articol acum un an despre, să-i fie rușine că la nivelul lui se complace în acest fel. Numele cât de curând pe alte surse. Deocamdată să fii mai bun de Crăciun. Da, așa da, se spune. Nu, nu, Crăciun. Ca să rimeze. Hai, la fotbal, din nou, iată, bineînțeles, Răzvan Covaci. Pasă cu Călcăiu, bineînțeles, Aurel June. Sunt fac totul în echipe astăzi, băieții ăștia doi. Și da, iată, și 13-le ar fi al treilea. Dacă mai dă unul dintre ei. Bala și el, bun astăzi, bun de tot. Uite, Bala la balon. Am spus că formația din Petroșani arată mai bine. Da, are o repriză, aș spune, 65-35. Da? Sau 60-40. Nu, 65. Da. Îmi place de Boro că îi ține în priză direct. În priză. Să știi că avea mare emoții înainte de meci, deși văzuse echipa, că e o echipă de liceeni, dar foarte tânără, nu tânără. Te aleargă și se vede că acest lucru l-au învățat bine la antrenamente, așa că trebuie urmărit cu atenție și evoluția jucătorilor mai în vârstă de la noi, dacă vor rezista. Păi acum depinde ce înseamnă peste 30, că înseamnă în vârstă, nu? Zic eu. Doar... La 17 la 30. E adevărat, capitanul echipei are 35 de ani? Da. Numărul 20, Torcoș. Iată-l din nou pe Covaci, a trimis la mijlocul terenului, acolo pentru colegii lui și pregătesc aceștia din nou o centrală lungă, l-au căutat pe unul dintre. Vezi că s-a dus vremea când se spunea că la Divizia C, mă rog, la Liga 3-a, să vină elefanții care se retrag din divizia. E, uite că n-a spune că e așa. Dovadă este această CSU2 Craiova. Bine, este CSU2. Și este normal, sigur că da, și este normal să forțeze pe mâna acestor copii. Dar nici la Jiu lucrurile nu se prea rău în sensul ăsta. Mă rog, exceptându-l pe Torcoș. Ce spuneam? Să dai credit tinerei generații. Uite-te aici, cred că mai degrabă ar fi... Tânărul găină. Găină, luat cu fulgi cu tot. Bun, Mario Popescu. Da. Până acum Mario, știi că l-am declarat de MVP-ul meciului data trecută. Aia trecută? Ei, acum va trebui să decidem. Unul care dă gol. Da. Uite, din nou Covaci. Vedem varianta lui de joc, pătrund de care de 16 metri și i-a fost furată mingea de... Neglijent șutul lui neglijent de tot. Șutul lui Pencea, Alin Pencea. David Broncoi s-a uitat către noi. Cred că așa privea, ce să fac, ce să mai facem. Nu putem să-l ajutăm. Prea mult. Spuneam de tinerii de la Craiova. Da, te rog. Dacă vor rezista o partidă întreagă să alerge, uite, vezi, au prins curaj, uite, a doua ocazie a lor la marginea carului de 16. Ce periculos. Să vedem ce variantă va fi. N-a găsit soluția. Dar de data asta Robert Chifa, care trăsese foarte bine adineori, n-a mai... Nu i-a mai ieșit.
Da, am intrat... Calm, să păstrăm da. Calmul în teren, minutul 38. Așa este. Mai sunt oficial 7 minute, plus și un minut, două, cred că un minut, da. Hai să dau citire și staffului de sub Flavius Boroncoi și Damian Militaru, cei de antrenor. Medicul echipei este Raul Mursoi, masorul echipei Octavian Bebe Fage, în timp ce team managerul este Marius Jerry, cum îi spun prietenii, Tuță. Un stadion liniștit, nu se simte nici galeria. Păcat că așa. Spectatorii din Valea Jiului au altceva de făcut decât să vină la fotbal. Da, e vreo... Nu, nu, galeria, galeria nu, ar trebui să fie la fotbal, că galeria e galerie. Și din nou o fază... O jumătate de ocazie, cum zici tu. Bine, foarte bine insist acolo Bala. Dar așa este, a luat mingea puțin așa, mai agresiv, da. O agresivitate notată ca fault de joc, cum spui tu. Arbitru vede totdeauna bine și... Fără probleme arbitrajul până acum, absolut fără probleme. Mai puțin acel cartonaș care, mă rog, din cine știe, poate că și-a dorit din start să n-aibă... Eu știu, sunt unii arbitri care iau măsura asta în primele 10 minute, zice, bă, calmați-vă, da, sigur că da. Și atunci pot controla jocul în totalitate. Da, așa este. Adică, atenție, că eu odată vă arăt. Acum, o să profit de faptul că sunt aici, să invit pe iubitorii fotbalului joi la Hunedoara, la meciul în nocturnă, pe care Corvinul va disputa în... Cupa României? Play-off-ul, play-off, cu Gloria Buzău, da. Și nocturnă de unde la Hunedoara? E o nocturnă închiriată. A, deci se poate. S-au montat pilonii. Am înțeles. Și este, să zicem, partida de joi seara este un util test înainte de meciul de Cupa României cu CFR Cluj, da. Te invit, Genu, să vii, mai ales că ni s-a comunicat de către conducerea clubului Hunedorean că lovitura de începere la meciul dintre Corvinul Hunedoara și CFR Cluj-Napoca va fi dată de cuplul de Arpad Pascai. Pascai. Mircea Lucescu și Da, interesant. Mircea Lucescu care a confirmat faptul că vine special pentru acest. Apropo de lovitura de începere și astăzi de remarcat că la Lupeni lovitura de începere a fost dată de primul fotbalist care a jucat la Jiu pe noul stadion în 82, meciul cu Politehnica Iași 1-1, golul fiind marcat de el, adică Bebe Vasile Dina. E bine, Bebe Vasile Dina vine din Germania și dă lovitura de începere la Lupeni. Un lucru foarte fain, după părerea mea. Dina și-a amintit de acel gol și-a amintit că a dat și cu Steaua trei etape mai târziu. Și iată că după ani și ani îl vedem pe Bebe Dina, cel care poate, dacă vrei, rămâne în istorie cu acest moment, primul gol marcat pe stadionul actual Petre Libardi, era undeva în august 1982, prima etapă acasă cu Iașu. Și de asemenea, nu vreau să trec peste moment, cel mai titrat fotbalist, s-au acordat diplome de excelență post-mortem prin reprezentanții familiilor. La Lupeni a fost prezentă doamna Crăinicianu, soția marelui, super, cum zic ăștia acum, mega fotbalistului Carol Crăinicianu, prezent la Olimpiada din 1964, că tu ești cu Olimpiadele, a fost singurul jucător din Valea Jiului după Paraschiva, care a fost în 52 la Helsinki. E bine, Crăinicianu a fost în 64 la Osaka și au fost cu cele două fiice, care au în jur de 70 de ani, doamna mergând spre 90. Frumos. Era acolo, cred că. Da, am fost acolo, da. Când au primit diplomele. Și mi s-a părut impresionant în momentul. Dar vreau să spun, Genu, că a fost emoționantă revederea dintre cei care, de-a lungul timpului, au contribuit la istoria clubului. Sigur că, pe asta a fost și rolul întâlnirii. Dar eu am cum să spun, identificat două chestii în particularități. Chestia cu Dina, primul marcator aici, și familia Crăinicianu, care mi s-a părut... Da, bun. Uite cum au trecut timpul, suntem în minutul 43. Iese Mario Popescu, bine de tot.
Aici cred că a fost o greșeală de arbitraj, nu? Vorbim de greșeală ale arbitrului. De tușă? Dar eu cred că acolo a fost o poziție afară din... Dar să-i spunem și numele, este domnul Țuțuianu, da. Cătălin Țuțuianu, din capitala patriei. Acolo s-a grăbit din o să ridice panionul, vezi, a fost un side acolo și domnul militar. Dar ceartă pe celălalt ușor, dar săracul ăsta n-are nicio vină. O să discute la pauză și o să... Da. Putea să fie un gol acolo, doamne ferește. Da, e o fază periculoasă, minutul 44, până acum... Nu s-au dovedit prea eficienți la fazele fixe, mai degrabă tipul Craiovei, tipul Oltenesc de joc, s-au dovedit foarte bun la driblingurile scurte pe arie îngustă de teren. Sunt urmași acelor jucători care... O, da. Nu știu dacă mai ții tu minte când a apărut generația aia, nici nu știam. Cine sunt ăștia? Țicleanu, cine e ăla? Giorgău, de unde vine ăsta? Bala, cine? Un ninja, cum se zice da. În jargon, nu? Ungureanu, cine să știam, mă? De unde i-a adus? Cristian venise totuși de la Oradea, era de la Baia Mare, se știa de el, cât de cât. A, mă rog, era în generația aia. Cârțu, cine e Cârțu? Deci ei au apărut în fieful și dacă vrei din Seva, uite ce frumos am zis, Craiovei, sau se trag din Seva Craiovei, nu domnul Sandy? Te va auzi edilul actor al Craiovei și o să te cheme. Da, o să mă cheme, sigur. Nu. Da. Eu n-am fost niciodată fan al fotbalului craiovean, dar nu pot să nu recunosc generația 74 care a câștigat cu Oblemenco, cu Marcu Mitică, cu Beldeanu, cu Deselnicu și așa. Da. He, îndrăznesc să spun cam asta, ar fi arătat ceva, da, două minute, exact cum am bănuit. Deci omul își face datoria, o să vedem ceva reproșuri la pauză, în momentul în care cei doi... Nu, opri la 44. Cel de centru și asistentul din planul de portat va fi prezent aici. Pregătești muzica. Și iată ratare pe final de prim Mitan. Cine spune asta cu Mitanu 1, Mitanu 2? Erau câțiva comentatori. Da, eu am un reproș de făcut că în ultima perioadă... Parcă Ion Ghiță spune. Trei comentatori au apărut o grămadă care folosesc termeni care nu... Nu știu dacă ai citit Fotbal minut cu minut. Cartea lui Lucian, foarte frumoasă, merită. De totul, de la Domozină până la Ghițulescu, de la Minoiu până la Secoșan, de la Nicolae Soare până la Teodor Mateescu, de la Mihăilescu, îi știam, da, de la Mihăilescu până la Ion Ghiță și de la Pompil, de la Octavian Vintilă și până la Ilie Dobre, bravo! Și din nou șut, nu este ocazie, și pauză așadar. Așadar, pauză, Jiu CSU 2 Craiova 0-0.
lase Popescu alt jucător. O schimbare la echipa CSU 2 Craiova, a ieșit numărul 9 Ninaci și a intrat în locul său jucătorul cu numărul 36, Eric Popescu. Și start în repriza a doua. Suntem din nou aici pe Petre Libardi, genul toți la microfon, colegii Sorin Stan, Teddy Buzgar și Gabi Popescu în zona tehnică. Telefonul. Să dăm drumul și la cronometru, chiar dacă cu 15 secunde întârziere. Așadar, arbitrul întâlnirii, Ilie Ionuț din București, i-a dat startul partidei. Daniel Călin din București, Cătălin Țuțuianu, tot din București, asistenți, iar lângă mine se află invitat guest, special guest star. Ți-a plăcut, nu? Cum am zis? Mulțumesc. Nicu Gavra, comentator de talie olimpică, nu? Da. Pot să zic. Îți place, nu? Când te laud. La câte olimpiade ai participat? 4 de vară și una de iarnă. Deci total colegul meu se află la mare distanță. Cel puțin la olimpiade, deci la 5 ani, la 4 ani olimpiade, dar una este la 5, plus aia de iarnă 25 de ani. Iată un curriculum vitae suficient ca să fie special guest star la microfon și astăzi la comentariul partidei Jiul Petroșani, alb-negru, CSU 2 Craiova, albastru. Cum ți s-a părut prima parte a jocului? Mai bună decât cea pe care a văzut-o, sau partida pe care a văzut-o cu CSM Deva, care s-a plantat la egalitate, dar eu sper că astăzi totul ziul să dea un gol. Da. Că de asta am venit. Speranța moare ultima, am fost pe ocazii, dar din păcate acum Craiova foarte periculoasă, pe un contraatac, însă mingea a ieșit în nou de parte și Mario Popescu va repune. Și dacă tot începui cu Mario Popescu, nu? Hai să spunem că joacă Jiul cu Mario Popescu, Asi Pătlăgică, June, Gian Gălăbaciabi, Robert Andy Stancu, Bala Pencea, Covaș Torcoș, capitan de echipă. De partea cealaltă, craiovenii lui Mogoșanu. O echipă tânără cu jucători 17-18 ani, cu Măluțan în poartă, jucători de câmp Pancu, Balac, Bușe, Nițu, Cârpici, Rădu, Lescu, Chifa, Vancea, Găină, iar Ninaci a fost înlocuit de către un alt jucător 2007, este vorba de Eric Popescu. Singura schimbare a partidei, făcut așadar la pauză de CSU 2 în albastru Craiova. A încercat, a preluat greșit Gabi Baciabi, are 30 de ani Gabi Baciabi. Și se dă niște repere ale primei reprize, conduce Jiul Petroșani cu 1-0 la cartonașe galbene și cu 4-1 la ocazii. Nu, m-am speriat că mi-a scăpat mie golul Jiului. Am pățit odată astăzi, nu Sandy? S-a dat gol și am fost atenționat din regie. Să zicem că nu e o dramă foarte mare, am scăpat un gol la Corvinu Nedoara. Și o țineai tot cu alt scor? Nu, s-a întâmplat să nu avem curent atunci și căutând curentul pe rețea pe submese, s-a înscris golul, singurul gol de la partidă și am terminat cu 0-0. Da, da. Auzit eu atunci. Da, se mai întâmplă, că vezi că îi mai certăm și noi pe fotbaliști, dar le mai comitem și noi. Și apropo de comis, din nou mă văd obligat să intervii, să spun că dacă avem probleme de transmisie pe imagine sau pe sunet, scuze, nu aparține vina niciunuia dintre noi, este doar o problemă legată de internet, pentru că noi nu suntem conectați pe sateliți și pe alte sisteme ca televiziune centrală, este totuși o transmisiune pe internet și vă rugăm să ne acordați circumstanțele atenuante. Cârcotaș a spus că vor fi destoi... Ei, acum poate nu ori mai fi, dacă le-am explicat, oamenii înțeleg. Poate că unii nu știau și... Nu știi povestea... Opa! Da. Mario Popescu începe pe VIP să urce. În primii 3 de VIP. A scos 3 mingi grele astăzi. Continuă, te rog, Nicu. Apropo de Cârcotaș, se mai întâmplă să zică ce șorpipușe a doi în cap să vină să vorbească la microfon în loc să ne lase să ne uităm la altceva. Așa că, la altceva, dacă ce? Vreți să ne ascultați bine, dacă nu vreți să ne ascultați, no, dați sonorul așa. Priviți jocul fotbaliștilor, oricum vă spunem că în albastru joacă Craiova, în alb-negru joacă... Păi nu, dar tu ai găsit scuze doar la jumătate de scuză, pentru că eu vorbeam și de imagine. Deci degeaba noi tăcem și imaginea se vede prost. Să-și închipie fiecare ceea ce... Da, hai să renunțăm la această gândire. Da, să fim mai optimiști, nu?
Absolut, eu sunt optimist, de-aia am venit ca să văd gol de la Gio Petrușan. De la... Hai să mizezi, tu mizezi pe Răzvan Covaci, da? Pe unul sau pe... Sau pe altul? Unul dintre ei este Covaci, altul este, dacă stau și mă înțeleg, June. Da, ei par mai ofensivi, de asemenea Baciabi își creează poziții bune, dar din păcate, na, lucrurile astea se opresc undeva și... Na. Bun. Acum se află la balon Rareș Măluțan, născut în anul 2006. Încă o dată spun acelor privitori care au, cum spune, se spune acum mulți ani, au deschis aparatele mai târziu, că echipa... Că CSU 2 Craiova chiar prezintă o echipă între cu ghilimele de ligoare enervant de tânără, cel mai bătrân jucător din teren, fiind numărul 6, Frederico Cirpici, născut în 2005, adică are omul cât? 19 ani. Nu ne putem să spunem că este om cu experiență. Da, e cel mai experimentat din ce vedem în teren, dintre coechipierii lui. Are experiență cu mai mult, cu un an decât ceilalți. Da, da. Da, că iată și la polul opus, cel mai mărunt dintre ei, numărul 9, numai în teren, e adevărat, Ninaci, în 2008, îți dai seama, 14 ani, despre ce vorbim? Iar acum în teren sunt numai puțin de 5 jucători născuți în 2007. Da, să vedem și s-am împiedicat cu fără. Da, Baciabi. Baciabi s-a împiedicat, dacă primea mingea și o prelua din prima, cred că ar fi fost... Da, să spunem că este singurul stranier prezent astăzi, din lotul Jiului prezent în teren. Mai este cu numărul 2 Noel, Noel Lida, în francez, și îl mai avem de asemenea... Pe Asi. Pe Asi, da. A, scuze, doi sunt în teren, Asi și... Asi și... Baciabi, iar celălalt de limbă franceză, toți sunt de limbă franceză, camerunez, ivorian și francez. Nu, stai, Camerun a fost parcă și colonie germană, dacă nu mă înșel, dar mă rog, una peste alta. Las-o camerunez. Las-o așa. Dar tot francofon, cam în zona asta suntem. CSU 2 Craiova... Pierde. Mi se pare Baciabi un pic obosit, mă poate sau stă la să fie servit, nu? Nu pot să mă pronunț. Schimb de pase acolo între Pătlăgică. Un jucător, o mare speranță, a jucat și la UTA. Numărul 11 de la Jiul este acolo. Jungle are, nu, are 14. 11, cel 11 de aici mi se pare. Mie, așa are. Da. Uite un șut puternic acum. Oho, ce bine a tras, ce bine a tras. De, au venit în teren până la urmă. Alin Pencea, bun șutul. Va depune, nu pot să cred că se trage deja. Când văd faza asta la portar că își trage jambierele, atunci mă apucă toți. Se mai întâmplă, cred că se pregătește o schimbare și la Gio Petrușani. Da. Atac periculos din nou pe dreapta. Se pare că partea asta dreaptă e favorită. Prima repriză jiuliștii erau pe dreapta. E terenul mai jos aici. Va intra Peia, Horațiu Peia, 22 de ani. La Jiul Petroșan să dăm... Horațiu, dacă este cel care va fi înlocuit, va intra în teren, da? Eu îmi dau cu părerea. Cred că Baciabi sau... Nu știu, Andy Stancus. Mi se părea că era moare, să vedem această lovitură de colț. Periculoasă până la urmă. Cum zic... Lovitură executată de Vancea. Vancea, nume de rezonanță în istoria Jiului, a jucat la Jiu în anii 85-88, apoi chiar la Craiova, la Universitatea Craiova, a făcut un sezon. Mi-aduc aminte că jucase împotriva unei echipe portugheze, în Cupa Cupelor, parcă.
Îl chema Viorel Vancea. Nu, nu cred. Bine cu statistica din Valea Jurului. Este... Dar dacă vreți să-ți povestesc despre gimnastică, pot să spun că vă vedeți nu, voi da. Aici la, la Petroșani. Cu Bianca Bețe. Bianca Bețe și aveți câteva noi talente pe care le vom vedea curând la campionatele naționale de gimnastică aerobică. Ele provenind de la Clubul Sportiv Școlar. Școlar, da, antrenate de Luminița Bețe și... Mama Bianca. Pica. Adina Pica, da. Carina, pardon. Carina. Scuze-mă, Carina, te-am botezat. Deci avem o locuire, numărul 30. Versus? Imediat o să spun despre cine este vorba. Numărul 30. Numărul 55, să specificăm. Pe numărul... 9. 9. Deci 9 cu 10. Rădulescu este înlocuit cu Șandru. Da? Rădulescu cu Șandru? Cu Șandru, da. Numărul 30 este Șandru. Și numărul... Nu? Nu, Nisu. Nu. Nisu este numărul... Nu, numărul 9... 39 este în teren. Nu, nu. 29 Rădulescu. Cred că a trebuit să întrebăm observatorul, să nu avem dubii, că e ceva, te rog. Documente. Până atunci anunțăm schimbarea jiului. Da. Uită-te la jiul 19. Da, intră Peia și iese... Numărul 18, dacă nu mă înșel. Aplauze, minutul 55 pentru Covaci, înlocuit cu numărul 19 la jiul Petroșani, Horațiu Peia. Da, o să clarificăm și schimbarea de la CSU2. Se pare că nu corespund niște numere de pe fișe pe în teren. Deocamdată pe a locului Covaci, prima unificare făcută de Boroncoi și Militaru. Să rectificăm. La pauză a ieșit numărul 99. Da? Numărul 99 a fost... Nu e bine. Că nu există numărul 99. Da. Poate... Numărul 99, după foaia pe care o au ei, da, nu ne... Deci numărul 9 a ieșit acum. Minace a ieșit acum și a fost înlocuit cu numărul 30. Iar numărul 36, cred că a intrat la pauză, nu? În fine. Da, Popescu a intrat la pauză, așa este. Care l-a înlocuit pe 39, pe Nisu. 39 a ieșit la minutul 46. Dar sunt probleme legate de faptul de copie, da. Da, da. Este elizibilă. Și să vedem... Bun, de Șandru la Ninaci. Minutul 55, da? Da. Și un nou lovitor. Cred că este așa. Da, așa este. Șandru la Ninaci. Eric Popescu la Nițu, numele greu vizibile pe Xeroxul de la Craiova, probabil. Nu au tuș. Nu au tuș, da. Nici acum n-am, nu știu, Ninaci numărul 9. Mă rog, în sfârșit. Hai să vedem ce se întâmplă în teren și apoi dacă... a intrat și soarele în nori. Paradoxal, se vede mai bine din unghiul nostru de... 8 execută. Dacă avem un număr 8, nu cred că este o să mă dă edific să... numărul 6 a fost, numărul 6 a executat și un fault pe care l-a semnalizat o ușoară accidentare acolo, jucătorul Craiovei își revine, cel de la Jiul Petroșani și el își revine, numărul, adică nu, Aurel June, hai să nu mai spunem numere tot timpul. Aurel June, sigur că Jiul intră oarecum într-o criză de timp, pentru că suntem deja în minutul 59, mai sunt 31 de minute și nu se întrevede nimic acolo la bătaie la poarta lui Măluțan. Pencea, minge trimisă la Mario Popescu, a insistat acolo. Cred că Șandru a fost. Din nou Mario Popescu.
caută, nu se demarcă nimeni, e destul de greu în felul ăsta, dacă nu vine nimeni, a primit, să te-a pus să construiești de la 15 metri, 10 metri, mult mai greu. În sfârșit, acum se trimite o minge lungă în adâncime, însă salvează, trimite undeva Bușe, Bogdan Bușe a trimis din nou luptă acolo corp la corp. Mă așteptam la o evoluție mai bună a echipei din Petroșani. O evadare pe partea dreaptă, faza pierdută a celor de la Craiova. Închid foarte bine apărătorii șiului sau apărătorii echipei din Craiova și trebuie găsită metoda de a... Păi închid, nu închid, și o joacă fără vârf, se vede. Acei jucători care lipsesc în formație, de care aminteai tu la debutul acestei transmisiuni, lasă urme grele. Pot fi până la acest moment și minutul 60 justificarea acestui 0-0. Oh, ce periculos acolo. Pericol mare. Și din nou până la urmă corner. Periculos Albert Vancea în această repriză, mi se pare un jucător mai incisiv față de evoluția sa din prima parte. Iată tot Vancea, Robi Vancea va executa, e corner de pe partea dreaptă, din dreptul asistentului din București, Daniel Călin, aflat pe partea transmisiei noastre, care amintesc, dincolo se află Cătălin Țuțuianu, iar la centru Ionuț Ilie. Da, este au de poartă, va repune Mariu Popescu. Spuneam de spectatori, număr impresionant de spectatori veniți la stadion. Da, da, așa este. Sunt cam 700 de spectatori. Ceea ce este bine pentru noi de Liga a treia. Da, 700 de spectatori să notăm. Ei, Liga a doua și antea vine 7000. Ce vremuri. Da, așa este. Cred că ți-aduci jiu, vineai și totul, sigur. Aveam meciuri de comentat aici. Ți-aduci un meci așa cu o încărcătură, aminte, cu o încărcătură specială la care tu ai participat live aici pe Petre Libardi? Da. Când era și Petre Libardi în tribună, cred că. Nu știu dacă era, da. Nu mai vinea, că vinea la meci. Cred că a fost meciul, două sunt. Meciul cu Sportul Studențesc. 4-1 din prima etapă, 1996. Și meciul cu Foresta Fălticeni. Mai înainte, cu două luni, în mai 96, ai fost și la meciul ăla? Da. Unde ai stat? În tribună, pentru că atunci știu că s-a dat un ordin de către conducerea. Bine, aici nu se... Realitatea că masa presei acolo. Da, masa presei era acolo. De aici, de unde comentam acum, ne-au alineat și ne-au dus prin teren și ne-au aplaudat pe spectatorii. Mm-hmm. Și nu eram puțini, eram atunci cred că vreo 20 de gazetari care venisem aici la Petroșani și în tribune erau spectatori, în tribunele, inclusiv în cele laterale. Păi au fost vreo 35.000 atunci. Comentat Dumitru Graur pentru televiziune. Nu știu dacă pentru... Bă da, păi am rezumatul meciului. Și la 25 mai se întâmpla. Meci frumos. Într-o miercuri, la meze, arbitru Adrian Porumboiu. Da. Care acum s-a retras. Hey. Și acum vorbim la trecut. Comentariile pe care le face sunt foarte pertinente. De acord cu tine, de acord cu tine. Acele faze la care varul... Nu, dar în primul rând starea arbitrajului românesc o comentează foarte pertinent și e și o persoană autorizată ce să... Ne ascultă, dar noi aici privim schimburile de mingi. Jiu l-a lăsat un pic garda jos, după părerea mea. Ne aflăm în minutul, după cronometrul tău, să nu greșesc eu. 64. 64. Și din nou a ridicat... Offside, a fost, Baciabi a fost în offside. Da. N-am nimic cu ei, dar varul nostru arată că până acum n-a fost greșit. Da. Mai trag și eu cu ochiul din când în când pe monitor, e regulă până acum, ce vedem. Ai regizor de transmisie foarte competent. Foarte bun, dar încă o dată le spun că Teddy Buzgar și Gabi Popescu, ambii cu domiciliu în Lupeni,
prietenii noștri de ani de zile cu care colaborăm pe emisiunile de televiziune, pe ce, orice fel de televiziune, mai puțin nu și botezuri, unde nu le place să meargă. Nici eu nu, nu sunt da. Cel care să mă duc la nu. Dar pentru că acolo trebuie să contribui financiar, uite. Păi nu, nu, ei nu contribuiau, ei, noi dacă mergem, mergem și luăm bani. Dar lor nu le place ideea de, da, nu le place ideea de, așa? Și în schimb, partea asta care o fac pentru meciuri, pentru spectacole, evenimente de tot felul sportive, în primul rând, jos pălăria pentru domnii Buzgar și Popescu. Și acum să revenim în minutul 65, din nou la încercarea de atac a CSU-ului. Deci ei parcă nu mai îi văd așa apărând pe viteză. Pe viteza 5, a 6, jocul îi moale, oricum. Față de prima parte, cu 4 ocazii de o parte, una de cealaltă. Dacă ai la tine clasamentul... Din păcate nu, dar, mă rog, ne putem uita pe un... Jul este pe locul device, cum se zice acum. Jul este pe locul 8. Da, s-a întâmplat să fie acolo altă problemă medicală. Jul era pe locul 8 înainte de acest meci. Și... A, o cădere, a fost o împingere, văd, pe reloare. Ce noroc cu reloarele astea. Reloare în sensul că noi suntem puțin cu secundele în spate. Da, e foarte bine, nu contează. Dar avem deja și posibilitatea reluărilor. O să analizăm, colegii de la tehnică au spus că se va rezolva și asta în curând. De faptul că aveți fotbal și aveți și gimnastică, trebuie să precizăm că aveți și handbal de calitate. La nivelul junioare 3, mai ales, da. Echipa fiind în faza turneului final. A pierdut primul meci. Nu știu ieri ce a făcut, sincer. Iată-l pe June, nu l-am mai văzut pe June. Baciabi, Baciabi! Moale, foarte moale pe picioare. Foarte moale. Păi, aia a fost furată mingea. Dar cum? Păcat. Păcat de... cum aleargă Baciabi. Baciabi. Gabi Baciabi. Baciabi, da. Se vede că e mai lent în... Nu, în general jocul trenează. Deci nu seamănă cu ce am văzut în prima repriză. Niciuna din echipe nu... Deși a fost mai cald atunci. Da, e culmea, bravo. Niciuna din echipe nu pare, nu știu dacă e bun expert, dornică să câștige, sau mă rog. A văzut altceva. Sigur că... Nici antrenorul echipei din Craiova, este vorba de Daniel Bogoșanu, nu este mulțumit de ceea ce vede la jocul formației sale, i-a apostrofat și le cere altceva. Out din nou în favoarea Craiovei, care pare mai mult în atac în această două reprize. Adică, dacă am dat procentajul la 60-40, cred că invers acum. Se compensează. Da, e așa este. Dar nu folosește la nimic. Minge oprită bine de apărarea julistă. A fost pătlăgică. Este Stancu, Andy Stancu, Mario Popescu. Decajarea acestea lung dincolo de mijlocul terenului. June din nou se bate acolo. Vezi, nu mai este preferată acea variantă cu jocul pe partea dreaptă acolo unde June și cu Kovac au făcut lucruri bune. Păi da, Kovac nu mai e în teren, dar sincer nu mai nu înțeleg de ce. O fi avut o problemă, că n-a jucat rău băiatul ăsta. Kovac a fost înlocuit cu... Cu Pea. Da. A venit bine din spate, iată acum. Să vedem. June. Și din nou June acolo. Parcă June a împins puțin liniile înspre careul... Și... Corner, da. Bine, la prima parte cred că s-a cerut arbitrul de pedeapsă. Nu era, nu, nu. Oricum era greu de crezut că da. Arbitrul o să accepte. Corner, da? Da. Vedem. E o discuție acolo purtată de arbitru cu portarul
nu, cu numărul 2 de la echipa oaspete. Sunt Mario Balaci, nume de istoric. Hai să vedem ce se întâmplă, o lovitură de gol bine executată și bine respinsă de... Așa cum a cerut antrenorul echipei din Craioveni. Și un fault acolo, ar fi trebuit să fie fault, dar nu. A fost un contact din... da. Acum poate că suntem noi prea corecți la interpretarea faultului. Nu, nu corecți, nu, nu, nu corecți. Foarte bună intercepția lui Baci. Nu se dă, nu se dă nimic. Da, văd, văd, văd în teren încă un jucător pe care nu l-am anunțat. Baciabi și... vedem cine este. Numărul 21. Da, 21. E Baciabi, celălalt jucător francez, de francofon. Nu, nu, nu-mi dau seama. Așa e, dacă n-ai tabelă să ți se arate, ei se schimbă rapid între ei, se schimbă 3-4, nu ies cu spatele, e greu să identifici. Da, a intrat numărul 14. Nu, numărul 14 era în, în teren, dar nu este... Nu, nu este, nu e junglă. Nu poate fi junglă. Da. Nu, nu știu. Niciun... A, trebuie să o clarificăm asta acum eu cu cineva. Este Page mai degrabă. O să rugăm pe cineva de la... de la... O să vă rugăm să ne spuneți numărul 21 cine este. Baciabi. A, da, da, Baciabi. Și 14? Și 14, da. Tot un jucător. Noel. Noel, a, am înțeles. Lida. Pentru că ni s-a dat numărul... numărul 14 și... da, numai, da, da, da. 11, deci au dat numelele greșit. Da. Bun, și Noel îi da ajunitatea în locul cuiva atunci. O să le lămurim la final, pentru că... O, dar noi fiind într-o transmisie directă, a trebuit să o lămurim acum. Da. Și încă o dată îl întreb pe colaboratorul de la Jiu, dacă... Lida a intrat în locul cuiva. 14, care e în teren. Da, a intrat, dar nu știu în locul cui. Interesat atât. Bun, e clar, se pare că e o locuire care ne-a scăpat. Oricum foaia... foaia e greșită total. Total, atât cu numere de la Craiova. Și promit că data viitoare am să mă duc personal în cabină să-l întreb pe fiecare ce număr are. Eu am primit foaia de la observator. Dar nu știu el cum se descurcă. Bun. Da, locul lui Covaci, noi am spus altceva, am spus că a intrat Peia. Și atunci Peia a luat locul lui. O să lămurim problema la final. În sfârșit, să nu ne cramponăm, pentru că nu o scoatem nici cum la capăt. Bun. Minutul 63 al partidei. Jiul parcă hai să nu mai zic aia cu își dorește victoria. Parcă încearcă mai mult. Par mai activi jucătorii juliști. Să știi că au fost și faze când am spus și noi comentatorii că una dintre formații își dorește mai mult victoria. Dar nu știm care. Aici nu-i cazul. Și Flavius Boroncoi este de serviciu la mingile care trebuie introduse în teren pentru preluarea jocului. Greu, e greu de tot pentru Jiu acest campionat. Iată că... E greu când te uite, ai o echipă de asta tânără în față și... Echipa vine după un tur încheiat cu 7-0 în decembrie. 0-0 cu Deva, 0-0, n-a mai marcat gol de nu știu când. Hai să dăm și o statistică generală apropo de goluri, că în curând va fi egalată
la numărul de înfrângere. 26. Să vedem acum și... Ce intervenție, ce intervenție! Rareș Măluțan, portarul, portarul Craiovei. Pe cine vom declara MVP? Păi unul din portari. Dacă nu se marchează. Ca să nu fim chiar noi cei care vom... Mai lăsăm un pic să vedem, poate că... Da, și apoi am să spun detaliul de statistică. E bine, da. Astăzi este meciul 155 în Liga 3-a pe, pe toți cei 7 ani și are 63 de victorii, 31 de galuri, 60 de înfrângeri. Deci da. Se apropie da, numărul. Iese bine, iese bine de tot Mario Popescu. Un punct în plus pentru el. Oare să-l ajungă tot el? MVP-ul meu e posibil. Nu știu, să vedem. Păi dacă scorul rămâne așa, el, cred că portarul de la Craiova, pentru că a avut 5 intervenții foarte bune acest Rareș Măluțan, dar și Mario. O, galben, galben, galben. 6 de la Craiova. Jucătorul cu numărul 6 care se numește Cirpici. Vancea. Nu, ăla e 16, Vancea. Cirpici. Cartonaș galben, capitanul echipei oaspete, numărul 6, Federico Cirpici. Da. Asta este. Da, hai să-l vedem pe Aurel June. Auraș, cum zic prietenii. Iar este stângaci, da, da, și de cine vine acolo la întâlnirea cu balonul în acest în acest minut 66. Avertizat pe unul dintre jucători. Semi înălțime rău, rău executată. Exact unde nu trebuie, exact în picioarele apărătorilor lui CSU 2 Craiova. Cap Petroșenean și destul de înalt portarul Rareș Măluțan. Numărul 11 la Jiu. Geamă. Aia. Nu mai știu. Eu zic geamă. Da, am lămurit-o. Cât de cât a lămurit-o. Problema este că aceste foi de start, ca să zic așa, o merge la observator și ei vor fi nedumeriți. Dar, în fine, asta este. Un cap acolo reușit al lui Pătlăgică. Și atacă Julis frontal. Ce intervenție bună acolo, ce tackling, cum se spune. I-a furat mingea chiar din vârful bocancului. Din nou Jiulă pare ceva mai vioaie acum în, pe acest final de, putem spune final oarecum că, da. Mai sunt 20 bune, 20 de minute bune mai sunt. Și din nou portarul. Da, este clar până acum Rareș Măluțan MVP-ul partidei. Un corner acolo. Mingi destul de grele scoase. Și din nou favoritul tău, jucătorul cu numărul 10 de la Jiu. Da, astăzi mi-a plăcut. Și-a revenit și în partea a doua jocului Auraș June. Și cu botă, lovitură respinsă de... Măjii ăștia de la Craiova parcă sunt mai incisivi în atac în această repriză secundă și uite, ai văzut, se apără foarte bine închis acolo, nu dau posibilitatea jucătorilor de la Jiu să penetreze deloc apărarea lor. Greu.
out în favoarea echipei universitare din Craiova, din Bănie. Uite că folosesc în premieră termenul. Mario Pancu, bun acolo, bună jungle. Prea multe trembling. Baciabi a încercat să tragă, dar nu i-a ieșit. Da, foarte vocali antrenorii de la Craiova, și Mogoșanu și Murgan. Da, minge preluată de Chifa. Și bună intervenția portarului Popescu. Din nou Jiul se concentrează pe o fază ofensivă, să vedem dacă va ieși viteză acolo. Dar o intervenție a lui Bușe, o autoaccidentare, cred că, dar mă rog, până la urmă lucrurile au fost mai simple decât au părut la primul contact. Da. Din nou încearcă Bogdan Jungle. Pencea. Din nou Pencea. Și fault. Discret, dar văzut. Numărul 34 la Craiova, numărul 34 va intra în teren. Să vedem ce se întâmplă, când intră, dacă intră. Deocamdată cel care trebuia să iese s-a dus înapoi, Vancea. Până la urmă, numărul, partea opusă văd că. Da, Șandru. O locuire cu locuire, dacă nu mă înșel. Vedem când ajungem lângă noi. Minutul... Minutul 82. A intrat? 36? Numărul 36, dacă nu mă înșel eu. Pe care eu mai am intrat odată. Da, deci nu mai știi. Nu mai. Nu mai... Nu, prefer să nu anunț nimic. A ieșit... 34, 34, care este Dan Sebastian. A intrat la oaspeți Sebastian Dan 34, în locul jucătorului Șandru, numărul 30. Niciodată n-am avut atâtea probleme cu schimbările astea, nu, mă refer așa la mersul de lucru al zilei. Da, foarte mult, deci în primul rând au schimbat vreo 2-3 numere în ultima clipă și în al doilea rând fișele prezentate, nu, tot, da, nu știu ce scriu observatorii. Important este că încearcă un atac Alexandru, pătlăgică. Reușește să trimită printre și un fault, cred că un cârcel acolo, pătlăgică, îl ajută colegul său, Jungle. Iar Oraș June, ca de obicei, la post pentru executarea unei lovituri libere în minutul 83. Puține minute au mai rămas până la finalul partidei, poate 2-3 minute de prelungire. Cu siguranță, și... un cap moale, moale de tot, nu... Slab, da. Slab. Da, antrenorul Mogoșan are o problemă cu Mario Balaci, că nu știu câtă oară strigă la el. Dar e și simpatic, așa. Cap pătlăgică. Nu-i de glumit. Bun.
o angajare încercată de Mario Pancu. Intratul soarelui nori mai provoacă și cât un străut, îmi cer scuze. Și apropo de scuze, închei pentru ultima oară intervenția în acest sens. Cu 7-8 minute înainte de final, să îmi cer scuze, da, că am avut probleme de ordin tehnic. Vis-a-vis de imagine sau sunet, totul este legat de internet. Noi transmitem pe internet. Ionuț Storcoș are un șut foarte bun. Dacă ar fi tras pe poartă, nu știu dacă a găsit cea mai bună soluție. Multă schimbare de direct. Baciabi. Iată, wow, bun, un șut bun expediat de către Albert Vancea. Și minutul 85. Da, 85 minute până la final. Și sigur mai speră, a fost o minge trimisă de jucătorul de 20 de ani, Bogdan Giangălă. Realitatea că Jiul presează de câteva minute bune, dar să vedem cu finalizarea aici, problema mare. Nu. Erau patru apărători, cum să dai așa de acolo? Ce fault? Nu, offside, da. A văzut arbitrul de pe parte opusă, un offside. Foarte, da, Cătălin Țuțuianu este. Daniel Bogoșanu este extrem de vocal, a început să-și facă jucătorii nebuni. Eu mai spui așa în vestiar, dar nu în public, te-a pus și-ți înjuri echipa. Nu știu cum era ca jucător, nu mi-aduc aminte de el. Făcea parte dintr-o garnitură a Craiovei care se cam stingea. Ia uzi, nebun la cap, îl face în toate felurile, deci probabil n-am văzut așa ce. Păi da, dar în vestiar și în camera mare. În jur, non-stop acest Mogoșanu. La tensiunea care este aici. Stai. În sfârșit, la urmă, e problema noastră, totuși sunt niște copii. Că dacă erau jucători de vârsta lui Torcoș sau lui Remu Sandu, out acelui care este Rareș Măluțan, MVP-ul partidei. Până acum, da. Mai avem. Vedem de așteptat. Anma, dacă va lua vreun gol Caragios în ultimele minute, atunci nu mai poate fi. Dar realitatea că ambii portari au avut evoluții bune azi. Cine n-are portar să-și cumpere, nu? E o vorbă. 2 minute au mai rămas. Păcat că nu au reușit jucătorii de la Jiu să înscrie pentru spectatorii ăștia din tribună, meritau mai mulți spectatori. Și acum, nu. Prea sus, lovitura de cap a lui Andrei Bala. Andrei Bala, Giangălă, resping. Puștani respinge generația foarte tânără a Craiovei. Minutul 88 al partidei. Continuă Jiu cu toată echipa. Mario Popescu este cel în jumătatea jumătății sale de teren. Urcă acum în atac, bine, pătlăgică. Minge ajunge tot la el, va schimba, cred că nu. Preferă un dribbling scurt. Și un nou atac pe care pregătesc cei de la Jiu Petroșani. Nu știu, ceva îmi spune că va fi gol până la urmă, pentru că nu, golul, cum se zice, plutește în eter. Foarte multe ocazii pe care le-au avut gazdele și da. Din păcate finalizarea a fost defectuoasă și astăzi.
Da, ne îndreptăm din nou spre un meci cu fără gol marcat. Al treilea consecutiv, să mă uit puțin în spate, să vedem ce avem noi aici. Cu Deva 0-0, a 7-1 la Fileaș, am dat gol acolo. Cărbunești 3-0 acasă. Cu 2 minute? Nu mă pronunț pentru că nu... E o distanță la care nu știu dacă sunt 2 sau 3 degete. Da, știi cum, 2... Poate să fac așa. Cronometrul este el, noi doar trebuie să... Este cert că dacă jiul își va exploata, dacă își va fructifica aceste... aceste minute, ar putea să... Pentru că, repet, e clar, CSU 2 Craiova a trecut deliberat în apărare. Nu mai crede în atac. În schimb, Jiul îi lipsește acea scânteie de final. În orice caz, noi ne pregătim de final. Am fost Nicu Gavra și Genu Tuțu aici la voce. Suntem în prelungirile partidei de pe stadionul Petroșenean Petre Libar din Jiul CSU 2 Craiova cu un atac și o pasă aiurea trimisă de Noel Lida, jucătorul francez al Jiului, agățat și cred că ultimele momente de speranță. Arbitrul Ilie Ionuț din capital arată că ține cont de orice tragere de timp. În cazul ăsta, sigur că am mai încercat să tragă de timp. Asta, așa este. Chifa. Alexandru Pătlăgică, iată că vine la schimbare în minutul 90 plus 2, cred că. Strategie de joc până la urmă. Da. Ce mai contează? Nu era fault. Avea acum. Nu știu, va intra un jucător al Oltenilor. Și gol incredibil. Incredibil gol. Treabă la Craiova cine a marcat. Incredibil, minutul 90 plus 2. Incredibil. Ce ieșire inoportună a lui Mariu Popescu, apărarea, mă rog, toată echipa o preocupată de atac și iată a ieșit un dezastru. Cred că arbitru va fluiera în curând în finalul jocului. Bancea. Minutul 90 plus 2 înscrie pentru echipa oaspete numărul 10, Vancea. Nu. Ocazia să fie bună. Și o schimbare la Craioveni, bineînțeles că numărul 14 pe care nu-l avem pe fișă, intră nou. Numărul 14 nu-l locuiește pe numărul... Păi... Da. Niciunul nu există pe nimeni, da. Băloi intrat în locul lui Chifa la echipa CSU 2 Craiova. Da, acum Jiu va trebui... Vai. O greșeală similară cu cea de la gol, arbitru lasă în continuare jocul. Da. Ieșire bună a portarului echipei oaspete, Rareș Măluțan. Spuneam, deci ne pregătim de final, asta a fost. Jiul Petroșan, CSU 2 Craiova 0-1 și să auzim de bine, aceasta a fost transmisia de pe Petre Libardi. Bună, Jiul!
Așadar, rezultat final, Jiul CSU 2 Craiova 0 la 1. Nu imnul, a, da.